Bună seara și Hristos a înviat! Stimați prieteni, vă mulțumim că ați ales și în seara aceasta să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Așa cum v-am obișnuit deja, în fiecare marți suntem la emisiunea Întrebare și în seara aceasta venim în fața dumneavoastră cu un subiect interesant, întotdeauna de actualitate, și anume vom discuta despre persecuția creștinilor de-a lungul istoriei. În seara aceasta l-avem în studio pe domnul doctor în istorie, Marius Silveșan, un prieten al emisiunii noastre și de asemenea un contributor, să spunem, de seamă a ceea ce noi facem aici la Producers Media. Așa că, Marius, îți spunem întâi și întâi, bine revenit! Bine v-am găsit! Bună seara tuturor și Hristos a înviat! Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a reveni în studioul dumneavoastră și trebuie să spun că este o onoare pentru mine să fiu alături de dumneavoastră și să discutăm despre astfel de subiecte. Marius, în seara aceasta continuăm, să spunem, seria noastră de emisiuni legate de istoria creștinismului și astăzi vom vorbi în mod special de o perioadă foarte, să spunem, dificilă din istoria României, cu o mare însemnătate și cu, să spunem, cu un impact major a tot ce a însemnat istoria României postbelice. Vom vorbi despre ceea ce s-a întâmplat în bisericile creștine baptiste din România în perioada 1948-1965. Un subiect pe care tu l-ai tratat foarte în detaliu, practic este și lucrarea ta de doctorat și ai numit, să spunem, această teză de doctorat, anume Biserica Creștină Baptistă în România între persecuție, acomodare și rezistență. Practic, pornind de la această teză pe care tu ai scris-o și de la studiul pe care l-ai făcut de-a lungul lucrării tale de doctorat, aș vrea să vorbim puțin despre perioada aceasta și să vedem cum, încă o dată în istorie, repet, încă o dată în istorie, dar e foarte important, creștinii au fost nevoiți să răspundă oarecum la condițiile vitrege, la persecuția care în perioada aceea a avut o formă mai specială, pentru că venea imediat de după război, cel de-al doilea război mondial, și mai ales era strâns legată de influența pe care Rusia la vremea respectivă o avea asupra României. Lucrul care se întâmplă și în zilele de astăzi, dacă ne uităm, vedem că practic, să spunem, ființa umană nu s-a schimbat prea mult, viața creștină nu s-a îmbunătățit foarte mult și sunt zone încă în lume care au probleme cu libertatea religioasă, creștinii suferă din cauza credinților, dar haideți să ne uităm puțin la această perioadă. Vreau să menționez, stimați prieteni, că în fața mea am această carte, este cartea scrisă de Marius ca, să spunem, ca și proiect al lucrării sale de doctorat, al tezei de doctorat. Este o carte publicată imediat după prezentarea tezei. Și vă recomand, cred că încă se mai găsește și veți avea lucruri mult mai, să spun, foarte interesante de aflat din această carte. Așa, Marius, te rog, spune cum vezi tu lucrurile, ca unul care a studiat, ai stat printre, să spunem, mormane de dosare din perioada aceea. Da, trebuie să menționez un fapt, anume acela că lucrarea a fost publicată, editată un pic, am mai lucrat la ea și apoi am publicat-o la editura Cetatea de Scaun și mulțumesc pe această cale sprijinului acordat atunci în vederea publicării lucrării. Și ar mai fi de menționat la început o chestiune importantă din punctul meu de vedere, anume aceea de a aduce un omagiu coordonatorului meu de doctorat, academicianul Dinu C. Giurescu, un om extraordinar care mi-a îndrumat pașii în cercetarea pe care am făcut-o. Din punct de vedere, să spunem, metodologic, așa, am
a urmărit perioada postbelică, respectiv România 1948-1965, și am avut aceste coordonate cumva legate între persecuție, acomodare și rezistență. Am văzut mai multe arhive, inclusiv Arhiva Securității, de la Arhivele Naționale, Departamentul Cultelor. Am văzut și documente din Arhiva Postului de Radio Europa Liberă, care a avut un rol important în perioada comunistă din România în transmiterea informațiilor de care noi românii la momentul respectiv eram privilegiați. Și pot să menționez faptul că am urmărit această dinamică a raporturilor dintre stat și biserică cu o aplicare deosebită asupra bisericilor creștine baptiste din România în perioada menționată. Fiindcă vorbim despre România postbelică, vorbim cu pregătire despre România după momentul 1948, prima perioadă, să spunem, a comunismului românesc, respectiv 1948-1965, perioadă care se confundă într-o anumită măsură cu liderul politic al perioadei respective, respectiv Gheorghe Gheorghiu. Deci, putem spune faptul că modelul politic și cel religios, de altfel, este, a fost importat din Uniunea Sovietică. Discutasem în emisiunea anterioară despre această evoluție, să spunem, despre situația creștinilor de-a lungul timpului și am căutat să punctăm câteva evenimente majore. Acum o să vorbim despre ceea ce se întâmplă în România. Însă, înainte de asta, aș dori să fac câteva trimiteri legate de situația de atunci, din punct de vedere politic, social, prin referire la faptul că într-o anumită măsură, ceea ce se întâmplă acum, adică la momentul 48-65, nu este doar o consecință a celui de-al doilea război mondial, desfășurat între 1939 și 1945, ci și o consecință a primului război mondial, numit și Războiul cel Mare, 1914-1918. În ambele conflicte, România a fost implicată în primul război mondial din 1916 până în 1918, iar în cel de-al doilea din 1941 până în 1945. Revenind la ideea anterioară, vreau să spun și să cumva să evidențiez faptul că consecințele le regăsim de la sfârșitul primului război mondial sau în partea de sfârșit a primului război mondial, gândindu-mă aici la situația politică și socială din Rusia la momentul anului 1917, când avem două revoluții. O revoluție, să-i spunem, democratică, cunoscută și sub numele de Revoluția din februarie 1917, și apoi un eveniment mult mai cunoscut și cu un impact major, să spunem, cel puțin asupra acestei părți din Europa din care facem și noi parte. Mă refer la Revoluția bolșevică sau, într-un limbaj de epocă sau în limbajul comuniștilor ruși, sovietici, Marea Revoluție Socialistă din octombrie. Octombrie roșu. Exact. De ce spunem octombrie? Pentru că la 25 octombrie, 7 noiembrie 1917,
Vladimir Ilici Lenin, care deja era liderul bolșevicilor din Rusia, preia puterea, să spunem. Evident că vom avea apoi o perioadă de război civil până în 1922, dar acela este cumva acel moment important care va duce la schimbări majore și la preluarea, să spunem, puterii în Rusia de către bolșevici, pe care noi îi cunoaștem cumva și sub numele de comuniști, și ulterior vom vorbi despre această chestiune. Așadar, plecând de la momentul ăsta, vreau să evidențiez faptul că există o legătură cu primul război mondial. Da? Deci primul război mondial, cu consecințele lui, duce, adică, da, duce la astfel de evenimente, și evenimentul în sine de care vorbim noi, adică instaurarea comunismului în Rusia, este una dintre consecințele primului război mondial, fapt care are reverberații asupra întregii perioade a Europei de Est și unei părți din Europa Centrală până la începutul anilor 90 și poate că într-o anumită măsură chiar și după aceea. Acum, trecând mai departe, ce putem să spunem decât făcând o trecere revistă succintă a perioadei interbelice din România, faptul că noi am avut un regim politic democratic până în 1938. Evident că statul caută după primul război mondial să se adapteze și la noua situație religioasă, având în vedere faptul că atunci când vorbim despre România la momentul 1918, vorbim despre realizarea României Mari, și în acest context vorbim cumva și de o schimbare din punct de vedere religios a nu numai a dinamicii, dar vorbim de faptul că avem o serie de confesiuni religioase care ajung să intre, să spunem, în componența religioasă, dacă mă pot exprima așa, a României Mari, și ca urmare, statul va trebui a căutat mijloace să cumva să se adapteze la această problemă. Vom avea și o nouă lege a cultelor, vom avea și persecuții în perioada aceea, adică să nu ne imaginăm faptul că lucrurile au fost dintr-o dată reglementate, dar iată, vine un nou conflict major, un nou conflict mondial, este vorba de cel de-al doilea război mondial. România va intra în acest război până 1941, iarăși în această perioadă în care România, să zicem, s-a aflat în cel de-al doilea război mondial, avem o serie de limitări în ceea ce privește viața cultelor, vom avea și o serie de reglementări, atât, să zicem, în timpul regimului autoritar a regelui Carol al II-lea din 1938 până în 1940, cât și în timpul lui Antonescu, a regimului antonescian din septembrie 40 până în august 44. Momentul august 1944 este unul deosebit din punct de vedere politic, dar și cu implicații asupra vieții religioase, prin faptul că România iese din alianța cu Germania nazistă, cu
Da? Și intră în, să spunem, în alianță cu Națiunile Unite, Franța, Anglia, Uniunea Sovietică, Rusia, da? Din 1922 Rusia devine o republică federativă având numele de URSS, Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice. Așadar, vorbim de, de această schimbare, da? De totodată schimbarea militară, să spunem, vine, de fapt, ea este o consecință a schimbării politice prin faptul că regele Mihai preia controlul politic, dar totodată, datorită conjuncturii respective, România se va îndrepta către un regim politic totalitar. Nu a fost voința regelui Mihai, nici voința partidelor istorice sau a liderilor acestora, ci a fost o conjunctură, să spunem, politică și socială, militară, datorată celui de-al doilea război mondial și iată că treptat comuniștii vor acapara puterea și vor instaura, să spunem, în 47 decembrie, 48 vorbim de regimul comunist, un regim importat, să spunem, din Uniunea Sovietică și aș dori să mai vin cu câteva elemente generale aici în această parte și apoi o să vă dau cuvântul, să spunem așa. Vreau să-ți adresez o întrebare, da? Da. Vreau să mă refer la un aspect interesant, mai ales că, iată, avem aici Sfânta Scriptură, Biblia, pe ecrane, anume faptul că comunismul era o religie politică. Avem o carte care ne vorbește despre asta. Erich Voegelin este autorul și cartea se intitulează Religiile politice, unde decriptează aceste aspecte legate de faptul că comunismul, ca și de altfel celelalte ideologii de factură totalitară, fascismul și nazismul, au caracteristicile unei religii politice. Și după cum spunea, după cum se exprima Erich Voegelin într-un răspuns dat marelui Thomas Mann, marelui scriitor Thomas Mann, vorbim de iată, de această resacralizare a lumii moderne prin intermediul utopiei. Da, foarte interesant și mă bucur că ai făcut o descriere a contextului despre care vorbim astăzi, contextului social-politic imediat de după război și al influenței pe care Rusia le exercita atunci într-o perioadă foarte, foarte dificilă. Totuși, dacă vorbim despre baptiști în general, aș vrea să leg de o așteptare pe care poporul român o avea la vremea respectivă. Se tot spunea că vin americanii. Iar baptiștii încă de la formarea lor au venit clar pe o filieră externă, da? Știm de primii nemți germani care au venit în România. Numai Biserica Baptistă este chiar aici în București, fondată de muncitori germani care la vremea respectivă lucrau în România. De asemenea, foarte mult, știu că tu ai studiat și ai scris despre relațiile pe care baptiștii din România le-au avut cu
Alianța Mondială Baptistă și cu alte foruri internaționale, inclusiv Institutul Teologic Baptist pe care l-ai menționat, Seminarul Baptist la vremea respectivă, este fondat cu ajutorul Statelor Unite. Așa că, din punctul de vedere, vreau să vedem dacă influența aceasta, să spunem, occidental-americană, da? Da. Și situația curentă, influența rusească care se instaura, puterea care prindea, nu vă mai între timp s-au mai întâmplat și alte lucruri, să spunem, odioase în perioada respectivă, experimentul Pitești și alte lucruri, arestarea foarte multor oameni ai bisericii, vorbim biserica ortodoxă, biserica greco-catolică, care practic în fel a fost exterminată la vremea respectivă. Vreau să spun dacă influența aceasta și relațiile astea, dacă așa, cel puțin a fost un avantaj sau un dezavantaj major pentru cultul baptist. Tu mai relațiile acestea cu extern, cu Occidentul. Mai ales că președintele Alianței Mondiale Baptiste fusese în România la un moment dat, înainte de război. Da, este vorba de Rajpruk, într-adevăr, el a făcut... Adică influența s-a văzut în România. Da, deci trebuie să menționez aici faptul că pentru o anumită măsură, în ceea ce privește, să spunem, confesiunea baptistă, avem aspecte pozitive și aspecte negative în perioada la care ne referim. Marius, ce vreau să aflu, vreau să văd dacă cumva baptiștii au fost mai persecutați decât alții în vremea respectivă, vorbind de regimul cu toată faptului că... Nu neapărat. Ai menționat mai devreme cazul Bisericii Greco-Catolice. Biserica Greco-Catolică, la sfârșitul anului 1948, a fost desființată. Conducătorii acesteia au fost băgați în închisoare, să spunem. Prin urmare, vorbim de o încercare de exterminare, nu? Vorbim și de acea reîntoarcere forțată, să spunem, a credincioșilor greco-catolici în sânul Bisericii Ortodoxe. Prin urmare, vorbim de o politică destul de dură a statului față de Biserica greco-catolică, lucru care nu s-a întâmplat în ceea ce privește Biserica Baptistă. Adică, într-adevăr, vorbim de persecuții, e clar acest lucru, dar nu la acest nivel. Și aici, cumva, cred că vorbim și de două perioade, cumva, distincte, într-o anumită măsură, care se suprapun cumva și cu interesele politice ale statului și cu așteptările, dorințele pe care acesta le avea. Anume, mă gândesc la o primă perioadă în care inclusiv baptiștii, aceste confesiuni protestante, neoprotestante, au fost destul de dur persecutate, să spunem așa, iar apoi o anumită, să spunem, perioadă de relaxare și pe fondul schimbărilor internaționale, dar și pe fondul obiectivelor regimului, care și-a dat seama că ar fi mai de folos să folosească pentru atingerea propriilor interese decât să-i persecute. Și atunci, că tot aminteai tu de această chestiune caracteristică sfârșitului anilor 40 și primei părți a anilor 50, cea cu vin americanii, iată, este, să zicem așa, cumva folosită de regimul comunist în anii 60-70 în propriu folos, să spunem așa, prin faptul că s-au folosit de conexiunile baptiștilor pentru atingerea propriilor obiective. Dar ce putem să spunem este faptul că la
să spunem așa, din punct de vedere politic, rămăsesem la momentul de sfârșit a anului 47, anilor 40. De ce 30 decembrie 1947 este înlăturată monarhia și în aceea zi este proclamată Republica. O republică populară, da? După model sovietic. Bun. Iată, schimbările politice aduc cu sine și o serie de schimbări în plan religios. Avem nu numai o nouă lege a cultelor, dar avem în august, deci iată, avem în august 1948, avem la 3 august o nouă lege a învățământului, iar la 4 august avem o nouă lege a cultelor. Anterior, avem o nouă Constituție. Era nevoie de așezarea fundamentului, să spunem așa, da? Pentru regimul politic și vorbim de faptul că treptat vorbim de cumva aceste idei ale ateismului care încep să se răspândească și cumva să acapareze, să spunem așa, societatea românească, lucruri care se resimt și în, în privința politicii religioase. Vorbim despre faptul că statul este cel care deține acum controlul. Statul căuta pârghii ca să controleze totul. Vorbim despre faptul că iată, prin, se specifică acest lucru prin intermediul Constituțiilor 48, iar în 52, în mod expres, faptul că biserica este despărțită de școală. Am amintit mai devreme despre numele instituției de învățământ pe care confesiunea baptistă a avut-o în perioada interbelică, fondat în 1921 și același nume l-a purtat și în perioada comunistă. Este vorba de Seminarul Teologic Baptist din București. Fondat la Parad, atunci, în perioada interbelică, mutat la București și rămas aici. Bun. Deci am făcut referirea la el, la Seminarul Teologic Baptist, la această instituție de învățământ a baptiștilor, datorită faptului că a fost în perioada comunistă singura școală, singura instituție de învățământ confesională în ceea ce privește pe baptiști, căreia i s-a permis pe existența. Vorbim de faptul că predarea religiei a fost interzisă în școală și asta cu interzicerea predării religiei în școală este una dintre prevederile noii legi a învățământului. De asemenea, atunci când vorbim de legea cultelor religioase, tot din vara anului 1948, avem această instituție a statului, să spunem așa, Ministerul Cultelor, care primea puteri sporite, să spunem așa. Această instituție era cea care urma să controleze viața cultelor. Vorbeam și mă întrebai mai devreme cumva de această situație a baptiștilor în perioada comunistă. Trebuie să spunem faptul că baptiștii s-au regăsit printre acele culte legal recunoscute de către stat.
Evident, vorbim de o controlare a vieții religioase și, de asemenea, mai vorbim de un obiectiv al regimului comunist, că tot am amintit de această caracteristică a ideologiilor, anume cea de religii totalitare, de religii politice, respectiv construirea unui om nou. Unui om nou fără credință în Dumnezeu, fără această legătură, să spunem, ancestrală cu, divinitatea. Și evident că în această direcție au existat presiuni și asupra bisericilor baptiste, folosesc acest termen datorită faptului că nu aveam o singură biserică, să spunem așa, cumva această unificare din punct de vedere instituțional. Bun, relațiile cu americanii au avut o anumită consecință, să spunem, din punct de vedere negativ în prima perioadă, deci a fost clar și este clar acest fapt că odată ce comuniștii acaparează pârghile de control asupra societății, se închid toate portițele, să spunem, de comunicare cu exteriorul. Spre deosebire de situația Bisericii Catolice în sensul de organizare instituțională, că când avem în cazul respectiv o dependență directă, să spunem, de Vatican, în ceea ce privește pe baptiștii, vorbind mai degrabă de o colaborare cu Alianța Mondială Baptistă și de o organizare oarecum similară, să spunem așa, cu cea Bisericii Ortodoxe Române, care avea o autonomie, o libertate, independență internă, da? Și acest fapt, să spunem, i-a permis să meargă mai departe. Dar cert este faptul că avem influențe. Am amintit de faptul că prin intermediul legii cultelor statul primește drept de control, să spunem așa, sau își exercită acest control asupra cultelor, iar una dintre modalități era prin intermediul împuterniciților cultelor sau împuterniciții de culte, cei care ulterior sunt redenumiți, să spunem, nu ei, da, cu numele de inspector de culte, sau să spunem, această instituție, dacă o pot numi așa, a împuterniciților de culte. Cine-i nume? Ei depindeau de Ministerul Cultelor. Iar din 1957, Ministerul Cultelor se reformează, să spunem așa, și nu mai pare statutul de minister, ci vorbim de un departament în cadrul guvernului, departamentul cultelor, prin urmare atât împuterniciții cât și ulterior inspectorii de culte depindeau de minister și respectiv departamentul cultelor. Obiectivul lor, sarcinile lor, era acela de a controla viața religioasă, de a trasa și în acest domeniu obiectivele partidului. Mă gândesc la perioada de început a regimului comunist, unde avem, să zicem așa, două obiective majore ale regimului comunist, care în prima perioadă a purtat numele de stalinist, datorită prelorii modelului sovietic. Constituția din 48 și Constituția din 52 sunt aproape copiate, oricum adaptate unele lucruri, dar modelul de inspirație este Constituția sovietică din 1936. Așadar, spuneam de obiectivele în plan economic și
și modul în care regăsim cumva aceste obiective în plan religios. Poate părea oarecum anacronic, dar mă explic imediat. Este vorba de politica de industrializare și de cooperativizare, da? Împuterniciții de culte aveau ca obiectiv un mediu rural și acela de a determina pe oameni prin pârghile pe care le aveau la dispoziție să se alinieze, să spunem, liniei partidului. Vorbim de faptul că, iată, împuterniciții de culte mergeau la pastor și le spunea îndemnați pe credincioși să intre în colectiv. La momentul de început vorbim de GAC-uri, gospodării agricole colective care se transformă în CAP-uri, GAS-uri care se transformă în IAS-uri, gospodării agricole de stat, întreprinderea agricole de stat. Da, deci să intre în cooperativă, cum avem acest limbaj care ne-a rămas din anii 80. Da? De asemenea, mi-aduc aminte de ce spunea tatăl meu, că dacă nu intrai în colectiv, nu intrai în această cooperativizare a statului pe care statul a impus-o, nu aveai acces la liceu. Da? Deci existau niște pârghii prin care statul acționa. Întorcându-mă acum la ceea ce discutam, iată, vorbim cumva de faptul că în cadrul bisericilor baptiste, bisericii baptiste, să folosesc cumva acest termen, regăsim cumva și această propagandă a statului, introdusă subtil. Subtil. Totuși, mai avem 10 minute și aș dori să te rog, dacă cumva ți se pare ceva interesant, de luat în seamă, de foarte specific, ceva care, într-adevăr, ți-a atras atenția în mod deosebit în perioada respectivă. Ceva care poate pozitiv sau poate negativ, atât de partea lucrătorilor din biserica păstor sau bisericilor în sine. Da. Apropo de acomodare și de rezistență, okay. Faptul că încă din titlu persecuția a existat, da? Da. Nu așa cum au suferit alții, dar a existat. Clar. Dar faptul că tu vorbești despre acomodare și rezistență înseamnă că totuși oamenii s-au descurcat oarecum, au rămas. Faptul că suntem și astăzi. Asta înseamnă că nu s-a stins credința în vremea respectivă, ci a continuat într-o formă, așa că dacă e ceva care ar trebui menționat în mod deosebit. Ceea ce aș dori să menționez ar fi faptul că în perioada comunistă, baptiștii primesc recunoașterea de statut legal, primesc recunoașterea de cultului religios, da? Ei cum mai avuseseră în anii 40, în timpul lui Carol al II-lea, a recunoscut acest statut, dar acum el devine cumva recunoscut la nivelul întregii țări. Și interesant este faptul că baptiștii au rămas recunoscuți pe tot parcursul perioadei comuniste cu acest statut. Vorbeam în titlu despre niște concepte, respectiv, între persecuție, acomodare și rezistență. La ce m-am referit? La faptul că avem o persecuție din partea statului, dar avem cumva ca răspuns la această persecuție din partea statului
o acomodare și totodată o rezistență. Acum, când am folosit termenul de acomodare, vreau ca cei care ne urmăresc să înțeleagă faptul că sensul nu este neapărat unul negativ. Avem și această acomodare cu statul, ceea ce nu era neapărat ceva nou și specific baptiștilor, acomodare în sensul de, să spunem, de colaborare, da? Deci a existat și această chestiune în cadrul baptiștilor, a confesiunii baptiste pe parcursul perioadei comuniste. Au existat oameni care au ales să colaboreze cu regimul, să colaboreze cu securitatea, cu implicații mai mici sau majore asupra celor din jur, dar de asemenea vorbesc prin, sau un alt sens al acestui termen de acomodare este cel de cumva de căutarea unor metode, a unor mijloace de a duce, de a-și duce mai departe această existență. Și de asemenea, cel de-al treilea lucru, cea de-a treia idee, cel de-al treilea pe palier, este cel de rezistență. Am avut rezistență în perioada comunistă și această rezistență a avut mai multe forme de manifestare legate de faptul că, bun, se continuau serviciile religioase, deși ele erau interzise în anumite zile pe parcursul săptămânii. Se realizau botezuri pe ascuns. Pentru că și botezurile erau reglementate, nu? Da, și botezurile erau reglementate și se permitea la un moment dat doar celor care fac parte din confesiunea baptistă, deci care erau aparținătorii, da? Așa, și aceea, și pentru aceea conducătorul bisericii, pastorul, presbiterul trebuia să se ducă cu o listă la inspectorul de culte și lista respectivă trebuia să fie aprobată. Dar mult mai important să spunem decât aceasta, deși aceste aspecte legate de botezuri făcute pe ascuns este cumva o caracteristică întregii perioade comuniste în ceea ce privește pe baptiști, avem și o serie de acțiuni importante, să spunem, cu precădere în anii 70 și 80, o serie de memorii adresate unor instituții din America, că tot vorbeam de vin americanii, de acele acțiuni ale pastorului Iosif Zorn, predicile pe care el le avea la radio după ce a emigrat și de asemenea un aspect interesant pe care l-am regăsit este acela că în anii 80 baptiștii din România militau pentru nu numai pentru libertatea lor religioasă, ci și pentru libertatea religioasă a confraților lor, să spunem. De exemplu, pentru eliberarea părintelui Calciu Dumitresa. Ceea ce consider că e un lucru destul de important și de o frățietate extinsă, așa. Exact, adică acest concept, să spunem, de libertate religioasă, da, pe care ei nu vedeau doar pentru ei, da? Ceea ce se întâmplă și astăzi, ați văzut, da. Marius, că și astăzi și bisericii baptiste, dar nu mai bisericii baptiste, da. Când e vorba despre o limitare a unor drepturi sau încălcarea, să spunem, sau, hai să spunem așa, o intruziune
nepermise în, în dogmatica bisericii, toată lumea are același cuvânt. Aș dori să mai menționez câteva lucruri, câteva, câteva cuvinte despre situația Bibliei în perioada comunistă. Nu ne-am ocupat de acest aspect, oricum problematica e vastă. Trebuie să spunem faptul că statul interzicea tipărirea de Biblii și cu toate acestea în anii 80 ni s-a permis să tipărim niște Biblii, fapt care duce la, la acest colportaj de literatură religioasă, nu numai Biblia, dar și alte cărți religioase. Și de asemenea vorbim de persecuție aici, deci e clar că vorbim de persecuție și vorbim de arestări. Vorbim că am menționat aici persecuție, vorbim de faptul că unii pastori, să spunem, unii credincioși au avut de suferit persecuții grave, persecuții majore. Unii dintre ei chiar au murit, chiar au fost omorâți sau au ales să-și dea viața decât să renunțe la credința, la credința lor. Slavă Domnului! Marius, iată că într-adevăr credința creștină și în special în bisericile baptiste în vremea respectivă a rezistat, s-a acomodat în ciuda persecuțiilor și a problemelor care îi afectau pe toți cetățenii României. Era o schimbare majoră. Aș trebui să menționez faptul că ne-am acomodat noi ca oameni, ca instituție și nu nu credința. Absolut, absolut. Nu credința nu s-a schimbat, principiile credinței. N-am adaptat Evanghelia la vremurile, ci oamenii s-au adaptat la vremuri. Credința a rămas vie și iată că suntem și astăzi, așa că, slavă Domnului, vremurile arată că vom mai trece prin perioade de genul acesta, așa cel puțin se spune. Și chiar Biblia a menționat lucrul acesta, că nu suntem aici pe pământ decât niște trecători și nu așteptăm felicitări de la nimeni. Creștinismul întotdeauna va fi pus la cost. Așa că îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta. A fost întotdeauna, și de data aceasta, ca întotdeauna, o discuție care pe mine mă fascinează. Te ascult, nu vreau să te întrerup, pentru că sună atât de frumos și mai ales modul în care Dumnezeu a lucrat în România și cum a ținut credința aceasta vie până în zilele astăzi. Te mai aștept, Maru, și în altă emisiune. Îți urez mult succes în activitatea ta ca istoric, ca profesor de istorie de asemenea și să spun în continuare multă binecuvântare. Mulțumesc! Stimați prieteni și noastre, vă mulțumim pentru prezența în fața amicilor ecrane, vă mulțumim că și de data aceasta ați fost împreună cu noi. Noi de aici vă salutăm și vă spunem la revedere!